Am rămas cu discuția la domnul Cosma. Înțeleg că nu-l considerați atât de vinovat pe el cât copiii. Asta a spus Adinaur. Nu avea o relație directă cu acești oameni. Cred că nu se mai întâlnise cu ei de un an sau de doi. Cosma, bătrânul. Și tot ceea ce știți, denunțătorii sunt chiar cei care luau banii și taxele. Procurorii făcând o înțelegere. Dacă ne spuneți ce făceați cu Cosma, ce se întâmplă, mă, normal, conform noului cod penal, vă vom reduce pedepsele. Și multe lucruri s-au pus în cârcă. Dumneavoastră, firmele dumneavoastră sau controlate de apropiații dumneavoastră au colaborat cu procurorii? N-a fost cazul. N-am fost investigați în această speță, nici eu și nici firmele. Suntem departe de această chestiune, în sensul că nu am avut nici eu ca persoană și nici firmele, din câte știu eu, contacte, legături, lucrări cu acești oameni. Și copiii? Sunteți prieteni cu Vlad Cosma? De-a lungul timpului, taicăsul l-a îndrumat să se uite la mine și să încerce să învețe calculatoare, IT. L-am încurajat să intre în politică. A candidat pe colegiul pe care candidase Adrian Năstase. Aproape că nimeni nu vrea să candideze acolo. Până la urmă... I-a făcut și campanie lui Adrian Năstase. A fost și șeful de campanie a lui Adrian Năstase. Da, a fost șef. Mă rog, s-a ocupat vremea, campania, la vremea acolo. Aia... Da, era activ cu Alexe, cu interlopul ăsta. Și el era băgat în campanie. Să știți că oamenii ăștia care se certați cu legea nu stau de proști pe cât i-am crede. Și se folosesc de foarte multe ori de proștii politicieni. Proștii sunt ăștia, că se lasă folosiți politicienii, cred, nu? Da. Se lasă folosiți. Cred, ei sunt inocenți, nu își dau seama ce fac. La un moment dat nu. Depășesc o linie. Vă dați seama că râd ascultătorii în hohote când dau ce prostii discutăm noi acum. Dumneavoastră doriți să discutăm. Păi deci interlopii, deci interlopii se folosesc de politicieni și politicienii, domne, ăștia nu își dau seama ce fac și se lasă folosiți. Nu cumva invers, nu cumva politicienii se folosesc de interlopi ca să facă ceea ce nu pot face ei sau nu vor să facă ei și pun pe niște interlopi din ăștia dispuși să facă cred orice. Cred că este un lose-lose situation, nu e un win-win. Pe termen lung, după cum vedeți. Bun. V-aș propune ca la momentul ăsta să facem un fel de mic inventar al dosarelor pe care le aveți, pentru că vreau să știm exact cum stăm. Ăla început la 23 de ani, prescris. Mai aveți unul la DNA pe sesizarea ANAF pe evaziune fiscală și spălare de bani. Asta e la DNA. În ce stadiu e? Nu cunosc existența unui astfel dosar. Nu am fost citat și nu este posibil să am un astfel dosar. Aveți o sesizare. Eu nu am mai fost administrator al firmelor de foarte mulți ani. Deci, în concluzie, s-ar putea ca ANAF-ul să fi sesizat, ANAF-ul domnului Blejnar, să fi sesizat DNA-ul. Nu cunosc. Acuzațiile au fost o serie de investigații ale ANAF-ului și ale DNA-ului, dar chestiunea se întâmpla acum 2 ani sau 3 ani, știu, când era Blejnar un favorizat al statului de drept. Toate, o rețea de firme, de zeci de firme, Am văzut în presă, a apărut în presă, e din presă, sesizare. E public. Cred că a dat-o domnul Vântu, dacă nu mă înșel. Nu, Cotidian. Nu, Vântu a dat-o. Vântu a dat-o? Da, Blejnar i-a trimis-o lui Vântu și Vântu a publicat-o în presă. Dar de unde știți că Vântu a publicat-o? Mi-aduc aminte în anii aceia. A spus-o chiar Vântu, a mers cu ea la instanță, mi se pare, și a spus onorată instanță, ceva despre Ghiță. Da. Asta e din Cotidian, e din sursă publică. Probabil că domnul Vântu mai lucrează cu domnul Nistorescu sau lucrau în trecut sau știu eu ce făceau dânsii împreună. Da. Deci domnul Vântu a încercat să vă coacă cum ar veni. Alt domn, dar nu e relevant cine a încercat să o coacă. Relevant este dacă ce scrie acolo este adevărat. E adevărat. Și? ANAF-ul a făcut controle peste controle și nu au găsit sume, taxe neplătite la bugetul de stat de către aceste companii. Bun, deci ăsta ar fi al doilea dosar. Nu știm cum stăm aici. Adică dacă mai e pe rolul DNA... Nu mă vizează pe mine ca persoană și de aceea firmele sunt convins că au avocați. Avem altul la parchetul general, al treilea, deci, la sesizarea colegului de partid,
Robert Negoiță, asta e mai groasă un pic, e colegul de partid, pe șantaj și amenințare. V-au citat între timp în dosarul ăsta? Nu, n-am fost citat în dosar. M-a surprins chestiunea, era campanie, n-am înțeles strategia. Cineva mi-a zis, nu știu dacă e așa, că totul a început de la fișaj. Afișaj. Singura discuție pe care am avut-o cu domnul Negoiță, cu vreo 10 zile înainte să se declare speriat, amenințat, a fost despre faptul că mi se pare slab în București afișajul PSD-ului. Iar domnul Negoiță răspundea de campanie. N-am vrut să discut chestiunea asta în timpul campaniei, dar mențin punctul de vedere. Dar cum i-a spus asta textual? Că de aici până la se simți omul amenințat cu moartea și șantajat? Nu cunosc atât de bine, n-am avut relații, afaceri, legături, nu mi-a dat nimic, nu mi-a luat nimic, nu i-am cerut nimic, nu mi-a cerut nimic. Dar cum i-a spus asta? Așa i-a spus, e cam slab afișajul în București? Nu chiar așa. I-am spus, dom'le, cred că ceea ce ți-ai asumat... Nu prea pot să realizezi. Nu-mi permit cu cineva pe care nu-l cunosc să am în vreun fel vreo reacție extrem de agresivă. La asta s-a limitat toată discuția? Eram cu martori lângă mine și m-au auzit discutând și a fost o chestiune mai fermă. Dar chiar dacă în termen de balet ai putea spune că am fost agitat sau dur sau de aici până la pretinde că cineva omoară pe altcineva, e distanță mare. Cred că a fost o chestie pe care o să o înțelegem curând, asta lui Negoiță. Nu, astăzi n-am date, este peste puterea mea de înțelegere. Poate de ce, a spus îți rup gâtul politic sau... De ce după 10 zile... Te omor cu televiziunea. Poate așa i-a spus. A pretins și a amestecat acolo niște anchete de ale evenimentului zilei care fuseseră preluate și de România TV cu discuția cu mine. N-am priceput logica demersului lui Negoiță. Adevărul e că ați preluat o groază de anchete din evenimentul zilei, dacă nu toate. Nu, nu le preluat toate. Nu, pe tema Negoiță. Și toată lumea se mira că vă atacați un coleg de partid. M-am întrebat și eu colegii. Stimați domn, ce ați făcut acolo? I-ați întrebat. Și... Ați mirat. Domne, ce ați făcut după acolo? După o săptămână de anchete nici nu știa ce se întâmplă. România Liberă, evenimentul, cred că Hot News. Una preluată din evenimentul zilei. Nu contează, dar au fost în toată presa. Una preluată, dumneavoastră le-ați preluat pe toate. Noi am preluat pentru că am zis, e interesant ca subiect. Dar după aia n-am mai preluat, că era o campanie clară. Însă dumneavoastră nu v-ați oprit. Și era colegul dumneavoastră de partid. Fără nume și prenume. Un domn de acolo, de la România TV, aleargă în parcul acela în fiecare dimineață. Uh-huh. Un domn jurnalist. Uh-huh. Și are o poziție destul de importantă la România TV. Uh-huh. Și mai departe, ce rost are să ne mai chinuim. Oricum, nu sunt un tip care, și pentru că era campanie electorală, neavând nimic de împărțit cu Negoiță, dorind ca efortul să fie susținut de toată lumea, efortul de campanie, nu m-aș fi trezit la jumatea campaniei să provoc un tămbălău cu o tensiune. Dar de ce credeți că Negoiță nu trăgea în campanie? Că asta e reproșat. Că nu se ocupă cu afișajul. Dar de ce? Ce l-a apucat pe Negoiță să nu tragă? Eu am văzut public. Da, și cum v-ați explicat că Negoiță din sectorul 3 nu trage? Cred că sunt eu cel care pot să-i cer explicații. Chiar dacă și eu sunt. V-ați explicat dumneavoastră? Chiar dacă și eu sunt vicepreședinte al PSD. Ghița, Adinaur mi-a spus. Adinaur mi-a spus că l-a sunat. Deci puteați să-i cereți din moment ce v-ați simțit. Nu i-am cerut. I-am semnalat. I-am spus, domne, tu nu vezi că în București nu e niciun afișaj? Deci iată că aveați suficientă autoritate cât să simțiți nevoia să puneți mâna pe telefon să ce faci cu campania în București. Dacă vreți să o dau pe glume, dumneavoastră a spus că e colegul meu și că... Păi, da. A fost o chestiune mai mult de mirare decât de... Dar cum v-ați explicat? De revoltă. O explicație ați căutat după aceea, că am văzut că sunteți foarte atent la căutat explicații. Deci nu lăsați lucrurile nelămurite, căutați tot timpul explicații. Cu Negoiță v-ați dărărit? Vrea să nu dau nicio explicație. Păi nu, dar de asta mă mir. N-am reușit nicio explicație n-am cu reușit Negoiță? Încă. Nu am reușit încă. Cred că cineva l-a pus să facă asta. Cineva l-a pus să facă asta. Cine s-ar fi pus să facă asta? Sfetnici, sfătuitori, panturaj, păi unchi, rude, mătuși, ce nu știu. Ce interes avea domnul Ghiță? O să-l aflăm curând. E colegul dumneavoastră în partid. Îl vom afla. E din echipa
strânsă de Victor Ponta, nu? De tineri, lup tineri, nu? Așa cred vă zice. Cred că echipa domnului Victor Ponta trebuie să o definească Victor Ponta. Ponta. Nu, dar l-am văzut acolo, pe Negoiță, Bănicioiu, Ghiță, sunt câțiva, Șova, sunt câțiva care au venit așa cu el, aripa tânără, cum ar veni. Ce a venit lui Negoiță să nu tragă în campania asta? Nu mă știu, ați făcut un comentariu odată despre ideea de a reîntineri partidul și despre eforturile lui Victor Ponta în sensul acesta. Totuși, să nu amestecăm lucrurile. Mm-hmm. Eu nu m-aș amesteca cu Negoiță, de exemplu. Cred că nici el cu mine. De ce? Păi, tocmai s-a dus la procuratură, ați văzut. Mm-hmm. Șova are un tip de traseu politic și o anume poziționare în societate. Un gest nemai văzut în PSD. Să-și facă liderii la vârf dosare penale, așa ceva, n-am mai văzut în partidul ăsta. Mărturisesc că m-a marcat și pe mine și alți colegi m-au întrebat. A trecut o linie roșie. Poate că e ok, poate că s-a simțit amenințat. Sigur n-ar fi trebuit să răspundă într-un alt fel decât se ducă la o instituție. Nu știu, ar trebui să fiți mândru. Poate că cei din PSD nu sunt trebuie mândri, criticați nu, atât de tare. Mândri și... sunt PSD-iștii, sunt mândri că sunt români, mândri că merg la DNA, nu știu. Mândri, faptul în general, sunt, mândri, sunt cei de la faptul PSD. Faptul că sunt mândri că sunt români, cred că este o chestiune ok, bună. Am observat criticile, nu sunt de acord cu ele. Nu, dar să folosești politica asta mândru că e de 2 lei, scuzați-mă. E populist din asta așa, naționalist. Mie nu mi se pare. Mândru că sunt român. Mie nu mi se pare. Atât ați găsit în campanie. Prostia asta naționalistă. Mă rog, campania pare să fi fost una de succes. Adică noi suntem mulțumiți de ea. Discutăm și despre asta. Când aveți? Mai aveți un dosar cu realitatea tot de șantaj? Nici de pe la parchetul general. Da, nici de acesta nu știu. Și mai aveți încă unul tot de șantaj la sesizarea doamnei Roșu, afacerea Pozdru. Doamna Roșu de la PMP. De la PMP. Deci aveți de la adversari politici, de la adversari din media, de la colegi de partid. Nu sunt mândru de nu, chestiunile astea. N-ai cum, adică... că toate sunt de șantaj și amenințare. Sper să nu o fac niciodată, să șantajez sau să ameninț. Mai glumim, mai avem excese de limbaj, dar nu sunt o persoană care să am motive să șantajez sau să ameninț. Haideți să discutăm și despre RTV și alte afaceri în Prahova și o să vă întreb direct. De ce nu vă asumați pe față controlul asupra România TV, asupra stației? De ce vă ascundeți în spatele unor interpuși, despre care o să vorbim un pic mai jos? Domnul Tapalac, adică, la fel cum de ce nu pe față? La fel cum mi-am asumat participarea și intrarea la realitatea, tot la fel am făcut-o și când am construit România TV. După aceea am luat acea decizie de a intra în politică. Și de la acel moment am început să vând firmele din IT și să renunț la acțiuni. Și după cum prea bine știți, mi-am vândut acțiunile de la EMAG, de la Flanco, de la Sesoft Distribution. By the way, banii venind de acolo, nu din afacerile cu statul. La fel am vândut acțiunile de la Timnet. Iar singurele două afaceri pe care într-un fel aș putea crede că le controlez sunt cele care aparțin fratelui meu, care, by the way, este afacerea lui. El a terminat telecomunicații la facultate, el a pornit afacerea, e adevărat că l-am susținut, dar acum este afacerea lui. Și a mai rămas o mică entitate soft, unde cumnatul meu a rămas proprietar și care nu mai are de departe avergura pe care o avea Sesoft în piață. La fel s-a întâmplat și media. Eu am investit, iar acum grupul media pe care îl construiesc se pregătește de o fuziune și de o vânzare. Nu o să vă dau detalii acum, dar foarte probabil atragerea unui partener străin vizibil, cu experiență pe piața europeană, va fi următorul pas. Asta e foarte interesant. Nu... Doriți să vindeți, înțeleg, România TV cel sau... Puțin, cel puțin o parte în acțiune. Pachetul grupul majoritar... media nu e făcut doar din România TV. Pachetul acum. Majoritar sau pachet minoritar? Sunt două discuții cu respectivii investitori. Cine sunt ăștia? Nu o să vi spun acum, pentru că... Din Europa? Din Europa, da. Dar... Din UE? Din UE, da. Dar ideea este, și e un grup cunoscut, nu este cu
cu filiații sovietice sau altceva. RTL? Nu. Dar sunt din zona germană. Axel Springer, Bertelsmann, sunt vreo ideea este acolo. Că și site-urile web... Deci Axel Springer, Bertelsmann, cu cine? Și site-urile web, nu o să vă spun. Și site-urile web, și televiziunea, și radiouri, tot ce deținem în media, eu cred că trebuie să beneficieze și de suport și de sprijin al capitalului străin și, și de experiență și mod de raportare la societate a celor... Decizia strategică de a vinde pachet minoritar sau majoritar ați luat-o? Nu, de foarte multe ori investitorii vor să vină cu o participație minoritară și ca să diminueze riscul și să vadă ce se întâmplă și să vadă cum evoluează lucrurile și își așează o opțiune. Doamne, dacă merge bine, dacă ne convine, dacă... Deci mergeți pe, pe pachet minoritar pe investiție. Și după aceea ei își păstrează opțiunea de a prelua până la 51% din, din companie. Deci, înțeleg că e o companie germană cunoscută. Da. Da. Nu un GmbH de ăsta înființat ieri. Nu. Cu operațiuni foarte mari la nivel european. Foarte interesant. Dar de ce ați luat decizia asta? Tocmai pentru că societatea pare să reziste din ce în ce mai puțin sau să aplice o presiune din ce în ce mai mare asupra tipului ăsta de prezență. Afaceri, politică, media... Și atunci soluția nu e să mă lupt eu cu toată societatea ca să arăt cât de bun, performant și puternic sunt. Dacă, în general, ambasade, instituții, parteneri, colegi din partid dau aceste tipuri de semnale, eu nu vreau să trăiesc singur și nici nu o să pot. Și nici vreau să mă lupt cu... Nu vreau să ajung Voiculescu și nu vreau să ajung nici Vântul. Și, în concluzie, singura soluție este să diminuez acest tip de influență. Dacă voi avea o influență, las-o am cu ce minte am și cu ce informații am și cu ce muncă depun. Deci, doriți să vă diminuați influența de mogul media sau de oligar. Da. Asta e ceea ce spuneți acum. Da. Asta e foarte interesant. E și ceva deștept. V-ați uitat în jur, așa, și la semnalele externe? V-ați gândit, domne, americanii dau niște semnale, suntem într-un context... Da. Nu e bine să mai insist. Da. Chiar așa este. Și repet, nici nu cred că am puterea și n-am nici chemarea, nici voința să mă lupt cu toată lumea. Eu sunt ce sunt. Nu vreau... Ar fi foarte interesant să fi înțeles asta, că nu e cazul, că nu puteți. Am înțeles-o. Și că e și rău pentru societatea în ansamblu. O să fac un site care să aibă trafic mai mare ca Hot News. Dar nu, să fac nu, un... puteți, nu puteți. Ba da, pot. Dar nu o să fac nu un puteți? Site care o să trafic. Aibă trafic mai mare ca toată România. Trafic? Nu se poate. Domnul Ghiță, trafic. Trafic. Obsesia traficului și o au toți și o puteți face. Credibilitatea și influența sunt mai greu de obținut. Și n-au legătură cu traficul. Poate depinde conving, ce vrei. Poate îl conving pe domnul Rogozanu să vi se opună. Depinde știți, ce rămâneți nici dumneavoastră depinde ce singurul dacă doriți, al nației. Dacă putea doriți, să mai apară dar și sunt alți, atât de mulți moraliști, domnul Ghiță. Sunt atât de mulți. Nu duce țara lipsă de moraliști, credeți-mă. Iar eu nu mă consider moralist, ci un ziarist care, iată, pune întrebări, încearcă să lămurească niște lucruri. Nici eu nu mă consider tot timpul de oligar și de mogul. Păi am văzut, tocmai adineori v-ați făcut un pas în spate. Da, sunteți liberi, evident. Cine este domnul Tronaru Mihai? Discutăm de România TV, da. Pentru că încerc să mă lămuresc cine sunt acești oameni. Niciodată n-ați fost întrebat. Cine e, de pildă, Tronaru Mihai, care în acte deține... Sunt niște colegi de-ai noștri. Cine? Dar cine e? Un coleg de liceu. Cineva mi-a spus că v-a fost șofer în Ploiești. E un coleg de liceu. V-a fost șofer în Ploiești? Nu. Dar ce v-a fost? E un coleg de liceu. Deci om de încredere, ca să zic așa. A spus business-ul pe numele unui om de încredere. Putem, e corect dacă spunem cred asta. Cred că Alexandru Iacobescu este mai de dacă vreți să-l căutați pe unul din oamenii de încredere. E aici, e aici. Uitați-l aici. E cu poza Iacobescu că e mai important. Vă spun și de ce e mai important și știți și dumneavoastră. Nu știu de ce e mai important. Știți ce e interesant cu Tronaru Mihai, care e acționar, cum ar veni la România TV? Că persoana de contact la birou e foarte cald aici, să nu se miră cei care ne ascultă, că ne ștergem transpirația. Nu am obosit
da. Răspunzând la întrebări și punând, chinuindu-ne reciproc. Eu sper că v-am dat foarte cald. Răspunsuri foarte interesante. Am putut, da. Foarte interesante. Da, cine e persoana de, deci persoana de contact de la biroul parlamentar PSD este soția lui Radu. E soția lui Radu. Da. Deci sunt oamenii de încredere, cum ar veni. Am fost colegi. Da, da. Trebuia să vă puneți business la nunți, botezuri, mormântări împreună. Am lămurit-o. Nu știu. Acum, și mai interesant, și mai interesant e domnul Iacobescu, într-adevăr, care pentru cameră este domnul de aici, domnul de aici e domnul Ponta, domnul de aici e domnul Ghiță, nu? I-am identificat corect. Dumneavoastră sunteți aici, nu? Sigur că da. Domnul Iacobescu. La un meci de basket, da. Domnul Ponta. Știți, domnul Iacobescu, toți trei iubim basketul și da, mai mergem la da, meciuri împreună. Și presa au iubit toți trei împreună. Domnul Ponta iubește România TV, domnul Ghiță are o relație foarte bună de amiciție cu domnul Ponta, iar domnul Iacobescu, acesta din mijloc, cu amândoi are o relație foarte păi, bună. A fost președintele echipei de basket. Deci, firesc să aibă cu mine o relație basket, foarte bună. Și din când în când, să știți că acum mai puțin, dar în trecut mai, chiar mai jucam, mai mergeam basket la meciuri, la onoare, da. Da. Chiar și cu domnul Ponta, nu era prim-ministru. Asta cu basketul pe mine mă pasionează mai puțin, că nu le am cu sportul, nici cum. În declarația de avere însă a dumneavoastră din 2012 apare că l-ați împrumutat pe domnul Iacobescu cu 60 de milioane de euro. Da. În ultima declarație de avere din 2013 împrumutul crește la 90 de milioane de euro. Care este explicația? Am dat banii pe care i-am obținut legal, legitim, prin bancă, plătind impozite, acestui domn care să se ocupe de investiții, de diverse proiecte, este just like this. Pentru că eu nu mai doresc. Dar ce face domnul Iacobescu cu banii ăștia? Ce face cu ei? Că nu înțeleg. I-ați dat, i-ați spus, ia-mă 90 de milioane de euro și fă tu ceva cu ei. Nu s-au întâmplat lucrurile păi, chiar așa. Vedeți? Asta vă întreb. Contracte, discutăm hârtiri, totul serios. Acte, contabili. Pentru foarte ce serios bani? Discutăm. V-am și răspuns. Este un om în care eu am încredere și este persoana pe care, e modul în care pentru că eu nu vreau să fac realitatea în România TV în felul ăsta sau nu, cum? Nu. Nu. Nu știu sigur, nu vreau să vă mint, dar cu siguranță nu există vreo sumă nici măcar mare care să fi plecat din contul lui Iacobescu către România TV. România TV. Da, deci, dar ce face cu banii? Să știți că România TV este aproape de break even. Dar v-am și răspuns. Sunt diverse proiecte la care participă, în care investește, de unde câștigă, pierde. Dați-mi un exemplu. Un exemplu măcar. Așa e foarte vag ce am discutat până acum. Diverse proiecte. Construiește ce? În străinătate, de exemplu, o platformă online împreună cu niște parteneri și cu alți investitori care s-ar putea să fie o afacere globală foarte mare. Unde anume investește? În Europa. În Europa nu, nu e. Sau în Cipru, nu e, sigur că da. Și ăsta este media un sau proiect. Nu media. Comercial, online. Vânzări online. Online. Mm-hmm. Putem să le zicem vânzări, da. Sunt alte tipuri de servicii, dar să știți că nu o să fiu atât de open în a vă spune despre proiecte sau despre alte lucruri. Nu afectează deloc. Dar de ce deloc nu faceți dumneavoastră? Asta nu afectează de ce faceți deloc? Domnul Iacobescu, director general la România TV, care o fi ocupat cu televiziunea aia de dimineața până seara. Îi mai stărui mai capul puțin și la alte proiecte. Nu cred că muriți dumneavoastră de grija lui Iacobescu da, acum. Încerc să înțeleg. Încerc să înțeleg cine controlează România TV și încerc să desenez în toate întrebările astea. Ați auzit de un domn Cătălin Popa? Da. Îl știți cât de cât bine, nu? Sigur. Și crezi că îl controlează cineva pe Popa? Din dialogurile cu Vântul, stați mai eu ca minte, da. Eu cred că nu. Eu cred că Vântul nu l-a controlat. Și că Popa a avut o rezistență uriașă în fața lui Vântul. Și a avut-o după aia și în fața mea. Și cred că face ce crede el. Dar de ce bine să fie avut rezistență în fața dumneavoastră? Mă, și-a propus el, așa vrea să facă pe ziaristul. Și pentru vrea să-și respecte reziste, meseria. Înseamnă că cineva vrea să se bage, respectiv da, dumneavoastră. Da, din când în când am mai vrut să mă bag. Și Popa a rezistat. De foarte multe ori. Și așa crede el că își protejează redacția și colegii. De cele mai multe ori, ziariștii de acolo nu rezistă pentru că interveniți din câte aud direct. Nu vă mai luați prin după mail, Sorina atât de mult, că nu tot timpul spune lucrurile așa cum... Eu vă întreb, e adevărat sau nu? Mai dați mail-uri în redacție la ziariști sau nu? Nu. Nu? Nu. Niciunul. Mail-uri ziariștilor? Da. Nici nu cunosc care atât să le de mai mulți. Spuneți ce să întrebe, ce să nu întrebe? Pe o cine să parte, invite, pe cine să nu invite? O mare parte dintre oamenii de acolo sunt necunoscuți
cu părere de rău o spun, iar cu alții am lucrat, așa că îi cunosc destul de bine, comunic cu ei, dar nu dau eu mail-uri în redacție.